de mine și vă spuneam că au niște planuri băieții. Ce planuri aveți mai băieți? În legătură cu ce? În general, așa. Să ne căsătorim. În scopul și durata vizitei. Hai să vedem despre ce au vorbit băieții. Alegerea Adelinei de a se înscrie la emisiune în condițiile date a născut o multitudine de speculații în rândul băieților. Ce ambiție să vii tu singură la 22-23 de ani fără părinți, fără nimeni, așa, nebunia ta. Mă șochează. Eu nu cred că... Ca băiat mai e cum mai e. Dacă fată... Eu nu știu părinții dacă... Știu? Știu ce-am făcut. Poate le mă duc eu pe la București. Mă plimb. Să mă vedeți la televizor, auzi. A, nu ți-ar fi ca bine să o vezi cu un băiat aici. După a doua zi dimineața să-ți băi cafea cu băiat. E o chestie ciudată, frate. Ce, mă, nu există așa ceva. Bă, dacă aveam... Bă. Nu se poate, nu pot eu să știu că stau cu fostul ei la masă, gen. Știi ce zic? E chestia că, frate, dacă erau 2-3 luni, relații de 2-3 luni, 4 luni, nu exista, dar au fost 5 ani totuși, frate, adică... Cea mai tare relația ta în viața ta. Să mergem și în două cupluri în date. Eu cu Adelina știu cum copacul ne trimite în date din ăla. Double date. Ne trebuie să facem activități comune, ne jucăm. Noi existăm așa ceva, ce aveți, ce suntem, sadomaso, ce suntem? Bă, n-a, știi cum ziceți voi, că e așa frumoșică, a păcat, adică. Ce al ei, el ei, e frumoasă. O fie obsedată, disperată, e frumoasă. Cel mai înțelept ar fi să te combini cu o fată. Imaginează-ți când am stat toți la anturaje, ea ce o să facă? Că tu o să fii cu mine, cu noi mereu, cu ele mereu. O să se împrietenească cu Alina. Ar fi o posibilitate. Crede-mă. Am bingănit-o, băi, așa o să fie. Hai, Ioane, mai zi. Ce să vă zic, și Raluca e frumoasă. E frumoasă Raluca. De-abia aștept. Are ochii frumoși, îmi cunosc. Și îmi place și cum a gândit ea. A zis că îi place de mine așa, că sunt drăguț, că sunt simpatic și așa, carismatic, dar nu îi place că prea mă iau după aspect. Nu mai țin minte nume de fete de acolo. Deci știu Dora, știu Anca, care vine Anca. Nu știu cine e Anca, mă. Frate. Anca e inima mea albă. Eu prima dată când m-am întâlnit cu ele și m-am uitat așa la toate, m-am oprit și la Raluca și însă, olo, Raluca te cheamă și ești ochi albaștri. Că eu am fost 4 ani cu Raluca cu ochi albaștri. Băi, mai e una drăguțică. Mai e una drăguțică, una Andrada. Da, și e brunețica Andrada. Da, una mai brunețică. Da. E drăguțică, da. Și cred că e și micuță de mult, gen 20. 22, 23, mă. Oricum, toate până în 25. Are 27 Anca. Eu le văd mii, bă, copile, față de ce femei, cu ce femei am umblat eu de 30 plus, se par astea mici. Nu știu, da. Păi, eventual să fiu ca un tată. Însă eu nu am ratat ocazia de a le prezenta băieților și părerile lui despre alte fete. Dacă ar începe Adelina să-ți facă avansuri. Stai cu totul altfel că treaba. O să încerc. M-am scumpit ca om. Păi nu, dacă începe să-ți facă avansuri. Nu știu. Cum reacționezi, să știi că e vorba de reacționezi elegant, reacționezi finuț, atâta doar că poate nu în direcția în care își dorește ea. Păi dacă te ia în brațe, te sărută. Nu se poate să mă sărute fără să vreau. A, tu zici că vine ea așa? Da, nu, mă feresc, întorc capul. Femeia vrea să cam poate orice. Nu accept, nu primesc. Să vină ea, să ofere ea, sărut mie. E clar că îl face cu un interes, nu îl face de plăcere și pasiune pentru mine. Și chit că l-ar face din plăcere și pasiune pentru mine. Îl cunosc pe fostul ei, e prieten cu mine de câteva zile, nu se poate. Nu, e mai mult decât un prieten pe perioada asta. Păi tocmai, e frate meu aici. N-am fost în viața mea cenută. Bag eu peste, dai seama cum se simte. Iese pe terasă, sunt eu cu ea pe aici sau oricine cu ea pe aici. Și ea, poate vine el și ea se oprește. Și cu cine ar putea să combine Adelina fără să fie discuții? Nu discuții, mustrări de conștiință. Cu unul de pe acolo. Cu Petrică. Lasă mă gândeam. Adelina nu o să fie niciodată genul lui Petrică. Adică zici că Petrică n-ar plăcea-o. Da. Nici ea pe... Eu știi cum ar vedea-o, cum cred eu că ar vedea-o Petrică pe ea? Ce e asta, mă? Adică Petrică caută o femeie adevărată. O femeie. Nu caută o puștoică care nu știe ce vrea de la viața ei. Băiatul e foarte potrivit să se însoare. Să se însoare, da. Doar că cu o femeie potrivită lui.
Păi să dezvoltăm, zic. De ce Victor cu Petrică? Păi mie mi se pare, da, din ce am văzut, că e unul dintre cei mai serioși băieți de aici, din casă. Adică și chestia asta cu biserica, cred că l-ajută foarte mult să stea pe o linie. Și tu o vezi pe Adelina cu Ana Preoteasă? N-am cunoscut-o încă. Are Lea, trebuie să fie domnișoară. Ai, nu mai e musă. Nu mai e? Nu, e o regulă asta. Nu e o regulă. Nu mai e? Suntem în 2021, hai să fim serioși. N-am cunoscut-o ca să pot să îmi dau seama dacă le-ar sta bine împreună, dar cu siguranță dacă caută un bărbat serios, Petrica ar fi foarte potrivit. Și ceilalți nu serioși? Ia uitați. Dar nu, toți sunt. Toți sunt mai serios ca altul, ia uite. Toți sunt serioși, da? Pentru unii cine sunt mai Petrica potrivit? Cum? Pentru cine ar fi Petrica? Păi nu cunosc fetele, eu n-am cunoscut. Da, de unde știi de Andrada? Unde-i văzut? Andrada? Unde-i tras? Zi cu zi, unde-i tras cu ochii? Să n-avem surprize iar. Nu. Atunci hai că vă întreb altfel. Are cineva ceva să mărturisească acum? Nu. Mai nu e vreun secret nespus? Deocamdată nu știm nici noi. Descoperim pe urmă. Adevărul e că în afară de Alexandru și Ion, voi restul nu le știți pe fete. Exact. Nimic, stai nu să pe nimeni. Nimic. Poftim? Nici nu știu pe păi asta zic, în afară nici de Alexandru și Ion, ceilalți băieți nu le cunosc pe fete și cine știe ce șoc o să mai aveți, Doamne ferește, nu. Da, când era discuția asta? Aseară? Da. Că acum, înainte de pauză, când te-am întrebat, te-ai schimbat. Da. Asta zic, da. Cred că azi noapte te-ai gândit bine, nu? Am stat, am discutat mult mai mult de altfel, dați-mă. Și nu te mai deranjează dacă ești pe terasă cu Adelina și apare Alexandru? Da, tocmai asta spuneam și aseară acolo, că e ciudat. Mă simt într-un fel să vină fostei să stea pe lângă noi. Eu, după părerea mea, nu cred că e posibil așa ceva. Da, uite adică că e posibil, viața bate filmul. Dar adevărul e că sunt situații și viața reală așa. Adică imaginați-vă niște vecini la un bloc. Nu, dar într-un bloc, să zicem. Sunteți vecini. Sau într-un sat. Da, aici te vezi inevitabil. Știi că te desparte un paravan, poate nici ăla în viitor. La un moment dat nu se ne mai desparte nici paravan. Asta zic. Asta zic. Se creează o situație. Drăguță. Acum, dacă e prea drăguță și te îndrăgostești... Dacă e prea drăguță, da, asta e, Alexandru! Da, voi încă vorbiți în neștiință de cauză, adică o știți pe Adelina din poveștile lor. Da, s-o vadă toți băieții și o să mai discutăm.